Și subiectul următor. Tot așa despre un bărbat și o fată sau o femeie și o fată. Deci un bărbat, pardon, sau băiat. Care, cum să spun, erau certați. El la muncă făcea scandal. Ea la muncă cam la fel. El făcea scandal că îi strica nu știu ce dispozitive pe acolo, numai ca să-l bage în seamă. Ea era înfuriată pentru că trebuia să repare după el dispozitivele stricate. La un moment dat se întâmplă ceva în viața lor și ajunge și unul și celălalt la sub braț, adică la sub brațul unuia și celuilalt. Mai că era ceva de genul te iubesc de te urăsc. Sau de te plac de te ucid. Știi? Practic un fel de dragoste cu nobădăi, cu efecte adverse asupra propriilor loc de muncă. Și ajung la sub braț și nu știu, ia. Mă, trebuie să-l pun pe ăsta la respect pentru că mi-a stricat locul de muncă, dispozitive. Eu trebuie să o pun înfumurat asta la respect pentru că m-a pus numai pe listele de șomaj. Înțelegi? Până când într-o zi ajung și unul și celălalt la sub braț, prieteni de cataramă și toate cele. Până când într-o zi ajung și în pat și se căsătoresc. E, ajung în pat, mamă, și ajungi la o fază din aceea. Mamă, ce îmi vine să dau de ea că m-a ținut în șomaj pentru că am muncit ca nebunul pentru ea. Gândea el. Și dădea în ea în pat, știi? Iar în același timp, mamă, ce vine să-l țin aici între craci. Hai, hai, trage, trage, trage dacă mai poți. Așa. Pentru că mi-a stricat toate dispozitivele. Și tot făcând așa și așa, ajung la faza aceea. Ia să iau eu gulerul ca să poată iasă dintre craci, știi? Adică la chestii din acestea. Bun, și dacă ajung, și la un moment dat ajung să fie soț și soție. El era fericit că și-a luat o soție cu o funcție importantă în acea firmă, iar ea era fericită că și-a luat un bărbat care era într-o funcție care nu-i mai permite acum să fie pe listă de, hai să-i spunem, șomaj sau mai știu eu ce, în caz de necesitate sau de forță majoră. Știi? Și ajung la chestia. Finai tu să fii, dau în tine până vei nebuni, știi? Că m-ai ținut în șomaj sau în toate cele. El zise, ia, firai tu să fii de nebun, mi-ai stricat toate dispozitivele, știi? Na, mai scoate dacă poți, știi? Și ea ține. Bun. După care ia măsura de cravată, el. Tași că e bine. Cum? Hop. Așa. Și e foarte bine, știi? Dragoste cu năbădăi.
mai trece un timp, mai trece și mai trece un timp, începe cu mâncarea, îi gătește, dar parcă ea să-i pune un somnifer mic, sau mai știu eu ce, la ibric, știi? În supă, ciorbă sau altceva. Și asta este o întreagă poveste de dragoste cu narbăne, care poate degenera undeva. Practic, și unul și celălalt trebuie să aveți grijă când îi spune: "Bă, dracu cu nenorocit, mi-a stricat dispozitivele de nu știu unde. M-a furisită, nu știu ce. M-a pus acolo pe lista aia pentru că să stricau alea." Știi? Și tot așa, într-o zi, un somnifer mic la ceaiul fiert în drink și multe chestii. Iată, dragostea cu năbăl. Practic, dacă îți place o persoană, nu trebuie să faci așa ceva, să țipi, să mugi. Bă, 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 bă. Auzi tot timpul, știi? Ca să faci, mâine îmi pui mâinile la gât, poi mâine mă țin în craci, mai ceva ca și cățelușele, în călduri, știi? Ei vezi încârligați câte patru așa, pe mijlocul străzii. Și câți pui ați scos, știi? Mai stai ce mai stai un pic. Începe cu varianta cu somnifere la ibric. Hai bă, târlane, nu mai sta pe canapea, stai să ne vin și eu, dragă. De la muncă obosit, de la pat obosit, treci și bate cuiul, târlane. Iată ce și-au dăit. Se ucidă unul pe altul. Te iubesc de te ucid, știi? Cea mai tembelă idee. Pentru că ce? O să o pun la punct pe nesimțit asta, pe împumurat asta. O să o pun la punct pe descăieratul ăsta, că mi-a stricat, mi-a făcut. Și uite așa. Ajungi departe și mai departe. O zi plăcută în continuare.